Toți admirăm la Brâncuș faptul că el face apel la arta tradițională. Pe mine tot timpul m-a încântat modul în care o face. Pe mine mă uimește cum poți să faci apel la ceva tradițional, să-l combini cu arta contemporană și totuși iasă ceva bine. Despre Brâncuș foarte mulți vorbesc, foarte multe lucruri, dar într-adevăr, ca să înțelegem, trebuie să facem un efort deosebit. Ne aflăm la începutul anilor 1900, reușește să clarifice formele lui, reușește să clarifice mesajele care dorește să transmite oamenilor. És ennek a kettőnek az ötvözetéből jön létre az a csoda, amit nem csak Párizsban, nem csak Bukarestben, de az Egyesült Államokban, Londonban, Hollandiában, Németországban és nagyon sok felé még megcsodáltak az emberek. Amené a applaudat, auszt jutke ist forte, forte important, si forte mare artist, Konstantin Brâncuș, dar n-au înțeles mesajul propriu zis. Szerencsére a 60-as évek közepetáján beáll egy váltás, például mizslokul anilor 60, se schimbă un pic atmosfera, și de atunci acest spațiu este îngrijit, acest spațiu a devenit o valoare națională, și zilele astea cu Konstantin Brâncuș sunt foarte binevenite, ca să nu uităm niciodată. Közel kerülni, megérteni, az egy kicsi erőfeszítést igényel, dar se merită. Mulțumesc pentru atenție!